Așadar, dragilor, ne apropiem de sfârșit. Ioana a înțeles cât de frumoasă este matematica și ce importanță mare are pentru proiect, ce rol important are Ioana în proiectul acesta care am demarat astăzi, nu astăzi, data trecută mai precis, acela de a învăța pe toți prietenii noștri vorbitori de limbă română, de oriunde ar fi din lume, pentru a învăța cum anume pot să învețe la matematică folosind pe proful online, lecțiile proful online. Acum ea s-a convins, după ce a parcurs un număr de lecții, s-a convins că am destulă răbdare și Ioana, mătură un pic, trage de cursor. Vedeți, dragilor, și câteva comentarii. Am să vă arăt un comentariu care mi-a mers la inimă, să zic așa. Ioana, pe acolo, pe undeva, mai jos, nu știu. Da, acela e comentariu. Este vorba de un comentariu făcut de un elev care a mers, să spunem, la braț cu lecțiile noastre, lecțiile ținute de Miruna și de Adi. Vă rog să urmăriți, iată, cu aceeași respect, dar întristat, ce frumos. Vin și vă întreb, de cine să diți în minte, în suflet, pasiunea pentru matematică? Ne creșteți până la nivelul clasei a noua. Personal am evoluat și mi-am îmbunătățit performanțele școlare alături de Adi și Miruna. Ei sunt cei doi protagoniști, nu? Nu am ratat nicio lecție, ce frumos spune. Ca apoi să ne lăsați așa în voia sorții. Cum adică? Nu mai lucrați la un nivel ridicat. Adică, de ce la nivelul clasei a patra, a cincea, nu? A șasea se poate, acolo faceți inclusiv pregătire pentru olimpiade, acolo am avut niște subiecte foarte, foarte frumoase, pentru că ei veneau de la clasă cu așa ceva, dar pentru noi nu. Zău, dacă pricep, sunt dezamăgit. Iartă-mă, dragule. Sper să nu te dezamăgesc în continuare. Sper să am putere și forța ca să continui acest lucru. Și tu te numeri printre cei care, mă rog, cu acest comentariu mi-ai strecurat în suflet bucuria de a crede că tot ceea ce fac eu nu este zadarnic. Așadar, poate se va întâmpla ca să am șansa să atrag atenția celor care sunt în stare să schimbe ceva în învățământul românesc, pentru că nu numai la matematică se întâmplă, dragilor, chestia asta. Nu numai matematica este cea care suferă foarte mult, ci toate disciplinele. Se pune foarte mare accent, Ioana, pe memorare. La toate materiile. Este același lucru. Nu o gândire logică, nu să legi lucrurile, ci să înveți formule unele peste altele, definiții unele spuse în alta, azi le înveți, mâine le uiți, azi le înveți, mâine le uiți. Și nu puțini au fost cei care la examen anul ăsta s-au dus. Știi câți copii am auzit la televizor din statistici care s-au făcut, din cei care în 2007 au intrat în clasa 1, în 2019 au terminat, nu, după 12 ani, da. 3 din 5 s-au pierdut. 3 din 5. 3 din 5 copii. Este grav, este extrem de complicat. Este extraordinar de grav. Nu se poate continua așa ceva. Deci noi ne topim, zdrobim intelectul copiilor. Pentru că atâta vreme cât tu te duci sub stare de stres la clasă, când ai învățat poezia aceea mecanică, când ai făcut nu știu ce, nu știu cum, și în loc să te duci într-o stare de bună dispoziție, să te duci cu drag, că astăzi mă duc la școală, abia aștept,
Abia aștept, pentru că acolo îmi dă libertatea, să am puterea, să mă, am, cum spun, să-mi dezvolt imaginar. Partea creativă, să am și o inițiativă, să îndrăznesc, să fac și eu. Nu așa continuu să ai stresul ăsta. Că dacă nu, ca elevul respectiv, am povestit în filmuleț, nu? Care era de 10 și profesoare până 4, că nu știa, nu putea să urmărească. Deci școala asta trebuie să se termine cât mai repede. Să ne rugăm la Bunul Dumnezeu. Ai văzut când ai venit, m-ai găsit acolo cu înaltea Sfințitul Bartolomeu Anania, l-ai văzut, da. L-ai recunoscut. Urmăream o predică la Preasfințitul și vreau să, înaltea Sfințitul Bartolomeu Dumnezeu să o lunească în pace și vreau să spun că cu rugăciunile voastre și a tuturor părinților și bunicilor și tot ce poate dă Dumnezeu ca să pot ajunge, să pot semnala, să pot sensibiliza pe cei care sunt diriguitorii acestui sistem și să iau inițiativa aceea de a face altfel de școală. Eu știi ce fel? Vreau o școală mai bună ca afară. Sau mă, dacă vreau o școală model și pentru afară. Model și pentru afară. Adică putem gândi așa ceva. Prof. online, prin lecțiile care le-a făcut, chiar la asta am gândit. Să fie o școală care să te pună într-o stare de bine, de bună dispoziție, fără stres. Că în momentul în care cu stres nimic n-ai făcut. Ioana, ne apropiem de final. Trebuie să spun că mă bucur foarte mult că ai răspuns. Eram așa pe mâchii de cuțit, vii sau nu vii astăzi? Că nici luasem numărul telefon, nici nu așa. Mă gândeam dacă ai de gând să continuăm proiectul. Mă bucur mult că ai răspuns și eu te aștept de fiecare dată cu drag. După Sfânta Liturghie te aștept să ajungi și vreau pentru data viitoare și geometria să intrăm în ea, da. Să înțelegem, chit că demarajul este mai greoi, dar sunt explicațiile necesare complet acolo. Ai văzut, eu mă strădui de fapt să fac înțeleasă și geometria, care e foarte dificilă pentru foarte multe lume. Zice, la algebra mă pricep. De multe ori am auzit spunând așa, la gemă, la geometrie, să n-audia. Da. Da? Așa, să n-audia. Dar noi o să auzim și tu o să-i convingi pe toți prietenii noștri că se poate și la geometrie. Că se poate, pentru că acolo, urmărind lecția acelea, n-ai cum să nu înțelegi. Așa, da, dragilor, Ioana a promis, este filmat. Ioana, nu mai poți scăpa. Nu mai poți scăpa, deci este filmat și... În mod sigur ai văzut și filmulețul de data trecută, da. Îl supun și pe asta cât de curând și mă bucur mult că răspunzi și ești hotărâtă să facem un număr cât mai mare de lecții. Cu cât mai mult, știi ce se va întâmpla? Prietenii noștri, în genul acestuia, se vor alătura ție și vor descoperi cum poți să învețe și să vezi cum o să încerci să te întreacă pe tine ca ritm. Pentru că ei vor scrie mesaje de acestea. Da. Mulțumim, Ioana, că te-ai angajat, ne-ai ajut și pe noi, și eu am pornit și așa va fi o emulație, să spunem, pentru că anul următor se pregătește repetând materia din anul anterior. Asta e toată filozofia. Mulțumim, dragilor, la revedere, pe curând, pe duminica viitoare. Da.